Da, Iulian. Salut! Salutare din nou, Oleg, și așa cum am învățat oamenii și publicul nostru, că lucrurile nu le ținem ascunse prin sertare sau prin casă. Lucrurile le facem transparente și publice. Ceea ce vreau să relatez este problema de la Leurda, în județul Botoșani, unde acolo acei doi activiști, domnul Grădinariu Viorel și domnul Stelian Grădinariu, sau cum îi mai spune lui Stelian, se luptă cu autoritățile de acolo tot pentru acel sat și pentru acea comună. Din câte știm că Garda de Mediu și autoritățile naționale, autoritățile mari, le-au pus primării să pună coșurile de gunoi așa pentru reciclare cum trebuie, să îngrădească, să facă gospodărești, pentru că au bani și au de unde. Din filmarea pe care se vede că domnul viceprimar i-a închis și telefonul lui activistului Stelian. Deci nu cred că este normal ca în ziua de astăzi, când cineva îți cere un lucru pentru binele cetățenilor și pentru binele comunei, să tratezi cu indiferență și să închizi telefonul în față. În cel mai scurt caz, ar fi trebuit mâine să deplaseze sau luni la fața locului să poată să vadă, pentru că dacă domnul primar o comunica și a spus că este rampă și de pe filmare nu reiese nicio rampă, nu reiese un loc unde să pui acele deșeuri, nu poți să pui în acel butoi. Butoiul acela, ai pus două coloane sau ce ai pus acolo, s-a umplut butoiul acela. Deci cimitirul este atât de mare încât s-a adunat enorm de multă mizerie și gunoi și trebuie și făcut în limita reciclării. Nu poți să pui și plasticuri și coroane și tot felul de resturi și rămășâți care rămân de la curățenia cimitirului. Vine Paștele îndată, oamenii vin și fac curățenia cimitirului. Unde vor depozita gunoaiele? Iarăși ne întâlnim, iarăși ne batem, iarăși adrese la Garda de Mediu, iarăși sancțiuni, iarăși mediatizare. Și tot nu se face nimic, chiar oamenii ăștia nu vor să înțeleagă că, domnule, primăria este în slujba cetățeanului, nu este în slujba batafului Ștefan Dulgheru. Trebuie să înțeleagă domnul Ștefan Dulgheru că el este alesul cetățenilor comunii Leorda. Nu este ales singur și nu poate să face doar ce crede el. Dar cine poate să oblige primăria Leorda să sorteze gunoiul? Și este vreo lege, e obligat Garda de Mediu? Da, este cei de la Garda de Mediu care face și ei te obligă și ei, nu știu de ce pe Botoșani nu există. Mă uit aici la București, chiar Garda de Mediu la ora 11 noaptea a venit, ne-a verificat la berărie și a trimis și poze berăriei de pe pagina lor că noi am ales gunoiul și era tot la un loc. Deci oasele cu plasticuri, peturile de la dozile de la suc, a mescat cu hârtie, nu. Și au trimis amendă 300 de milioane. Deci la ora 11 noaptea, Oleg, nu am putut să credem așa ceva, că oamenii ăștia lucrează și noaptea. E, la Leorda de ce nu se poate? Oamenii aceștia și acești doi activiști care luptă pentru viața oamenilor, luptă pentru binele comunii, oamenii ăștia de ce nu înțeleg? Și primarul, și vicele primar, și toți cei din cadrul primării, domnule, haideți să schimbăm, fiindcă sunt bani, are de unde să poată să facă. Dacă n-ar avea bani și nu ar solicita, că și ieri am avut o discuție la nivelul Consiliului Județean, și prefectura spune, domnule, dacă nu ni se cere, noi nu putem să mergem să înghiem. Noi, domnule, n-aveți nevoie de bani să faceți acolo rampe și ceea ce trebuie. Prefectura este dispusă să-i ajute, dar trebuie să aibă cine să ceară ca să poți să faci. Dacă nu ai și nu vrei să ceri, atunci suporți amenzile. Și amenzile care le dă Garda de Mediu și toate instituțiile vor suporta consecințe la nivelul local. Cu banii ce al loc să facă ceva? Primarul nu cred că plătește primăria. Amenda o plătește individual, îmi pare. Nu, din banii primăriei. Deci amenzele se plătesc din banii primăriei. Și mai nou, acum am văzut că mulți primari care se dau în judecată cu poliția, cu alte state,
se judecă pe banii primării. Deci am găsit la Daraban un caz, un primar, deci a venit Garda de Mediu pentru construcții ilegale și spunea că el dă un judecat pe banii primării. Dom'le, dacă e un proces privind dumitale personal, un proces civil, de ce adică să te folosești din banii primării? Ce treabă, doar nu ai făcut lucrarea aceea pentru comunitate, ai făcut lucrare personală și judecă-te din banii dumitale, nu din banii contribuabililor care plătesc taxe și impozite la primării. Banii aceia sunt direcționați să faci ceva pentru acea comună, nu să te judeci tu ani de zile și să ai de unde să plătești. Nu mi se pare normal să plătesc taxe și impozite și primarul să judecă pe banii mei. Noi avem speranță să schimbi ceva în comuna aceea sau în orașul în care vom fi cu banii care noi plătim. Deci cunoască și a, domnule, schimbarea lămpilor, asfaltare. Nu te judici 4 ani de zile, te judici pe banii noștri. Mi se pare un lucru deplasat. Și tu de atâta timp ești la București tot cu gândul la Botoșani. Da, pentru că, Oleg, eu fiind de aici la București, încerc și am vorbit și la cei de la TVR1, urmează să mai merg încă o dată, le-am lăsat un scris la emisiunea lui Nea Mitică și mă țin să meargă în teren să vadă că la Leorda sunt probleme, deși domnul Ștefan Dulgheru a refuzat comunicarea cu cei de la TVR1 de la Nea Mitică. Și am să mai merg încă o dată, le-am pus scris, am adresă făcute la cei de la redacție, la TVR1, de la emisiunea Nea Mitică, dacă poate să putem avea un dialog și să arăt că lucrurile din comuna Leorda nu stau așa cum trebuie. Și rog să meargă... Acum mai război, pandemie, încălzire globală și pe voi nu are nicio afectează atât de tare gunoiul din cimitir? Da, pentru că vine Paștele, Oleg, vine o tradiție frumoasă care creștinii noștri au nevoie să meargă să aprindă o lumânare. Deci, pe lângă toate lucrurile nefericite care se întâmplă în România cu aceste război, că nimeni nu și-a dorit să fim, asta este viața, nu ne putem pune cu Dumnezeu. Dar hai să avem timp și de semenii noștri care au trecut în neființă. Și să nu uităm, fiindcă odată sau când avem noi timp, ne putem aduce aminte de ei. Și de aceea ne rugăm și vrem să aprindem o lumânare, dar să ne ofere primăria Leorda unde să punem acele deșeuri. Iară se vor arunca pe sub garduri, iară vor fi amenzi și iară vom ajunge la astfel de lucruri nefericite din partea gardului din mediul Botoșani. Și cred și țin că domnul Dulgheru va sesiza din nou garda de mediu, fiindcă le-au pus în vedere să pună containere și i-au pus un butoi acolo. Domnule, butoiul acela, la cât de mare este cimitirul ăla, dacă vin 10-20 de oameni, dar nu trebuie 20 de oameni, ăla s-a umplut. Chiar atât de... Ai văzut că scrie pe afișul acela că cele degradabile la platformă, la rampă, cele reciclabile în altă parte, deci au dat indicații acolo. Da, dar mă întreb pe filmare că domnul Stelian a filmat, colegul a filmat, dar nu văd unde era rampa aceea, a umblat bietul om pe cimitirul acela, unde este rampa aceea, unde să le punem butoiul la poartă și în primul rând gunoiul să amenajează în interiorul cimitirului, nu în exteriorul cimitirului, deci încă o greșeală. Gunoiul acela ce l-a pus să înțelegem că dacă eu vin de bună credință și am mâncat ceva, un dulce, ceva, pot să arunc acolo hârtia. Nici dintr-un caz nu-mi dă voie să pun coroana sau lumânările. Pentru că trebuie și reciclat aparte, lumânările aparte și coroanele aparte. Că din 3-4 coroane, butoiul acela s-a umplut. Este destul de micuț, nu este ceva voluminos. Deci atrag atenția domnului primar Dulgheru Ștefan să ia în atenție și lucrurile să nu-i se pară o joacă, pentru că voi sesiza Prefectura Botoșan și Consiliul Județean să putem face ceva. Și dacă va fi cazul, trebuie să mă deplaseze, pentru că oamenii aceștia mi-au cerut ajutorul, dar eu am înțeles că pot să lupte ei. Acum nu mai poate lupta când vedem sfidarea din partea autorităților locale, viceprimar. Și am să-l contactez și pe domnul primar. Primarul a spus la telefon că e la volan, că nu poate vorbi. De ce trebuia să vorbească atunci când îi abate omului, activistului? Vorbește când poate, nu?
Da, dar totuși când te sună un cetățean, te sună în interes de comună, te sună în interes de probleme. Da, poate să fie viceprimarul ocupat, poate la WC-ul, poate la masă, poate... De acord. Și cu altcineva, nu poate să-ți fie ca pompierul de-a gata oricând. Da, dar și cum se întâmplă, când îi caută la primărie, nu-i primește. Deci ea a fost și la primărie, acești activiști au căutat să vorbească în permanent cu ei, să existe un dialog, oamenii ăștia refuză, pentru că ei nu sunt de acord cu lucrurile transparente. Adică ei nu sunt de acord să filmeze, să posteze, ei vor să facă așa, totul cu ochii închiși merge înainte. Nu putem face pe orbu fără să avem o transparență publică. Okay. De aceea s-a inventat toată tehnologia, toată area lucrurilor publice, ca omul să vadă, să ne informăm. De aceea ne place foarte bine, nu ceea ce spun oamenii, că ești un activist care e plătit de USR. Dom'le, nu face politică, nu are nicio treabă cu viața de mediu. Deci până la urmă vorbim de mediu înconjurător a omului. Nu vorbim de bani, nu vorbim de culoare politică, nu vorbim de nimic. Ceea ce nu reiese, rampa unde domnul primar spune sau domnul viceprimar că a făcut rampă pentru sortarea deșeurilor de la cimitir. Unde reiese rampa din cadrul cimitirului? Nu se vede. Este, dar în viață s-ar putea să nu fie încă. Și nu e cimitir, acolo ne-a amenajat. Da. Bunile, am înțeles situația, mulțumesc pentru relatare, ținem legătura. Da, toate cele bune.